Badea a pus eșecul său pe seama faptului că pandurii au aflat târziu de faptul că vor juca în Liga 1. Tehnicianul a mai afirmat că este mândru că foarte mulți jucători pe care i-a antrenat din lotul Curtea de Argeș au ajuns să valoreze foarte mulți bani. Eu mă bucur că am reușit să instruiesc. Prin mâna mea au trecut foarte mulți jucători care s-au vândut cu bani mulți, începând cu Tănase sau jucători care au prins echipa națională când nu se mai așteptau, chiar și Tănase și Tameș și așa mai departe. Legat de lotul internațional, firește că tot ceea ce s-a vândut în ultima perioadă au fost jucători pe care împreună cu Ioan Lazar, patronul de la Internațional, reușisem să-i facem să funcționeze ca un grup. Rămân însă cu regretul că n-am reușit aici, în prima mea perioadă, dar sunt convins că lucrurile se vor așeza. În altă ordine de idei, pandurii vor juca joi în deplasare returul cu Hapoel Tel Aviv pentru accederea în play-off-ul pentru intrarea în grupele Europa League. În tur, gorjenii au remizat la Cluj, scor 1-1.